Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E o nouă modă. Am început să simt acum, mai ales de când fac din nou eliptică și v-am spus, când fac eliptică sufăr și mă uit pe TikTok și apar tot soiul de lucruri acolo și cred că se lansează o nouă modă. Simt viralizarea. Simt viralizarea din, ce să spun, am un al șaselea simț. Avem bănuiala că unii vor auzi de povestea asta și vor încerca acasă, ceea ce e o idee proastă. Deci nu e bine, da? Un cuplu din Marea Britanie a avut ideea să-și vâre căței de usturoi în nas ca să lupte împotriva sinusitei. Sunt și niște căței de aia mari, se filmează. Okay. Marea Britanie sunt și căței foarte mari. Da. Bine, noi acum cu usturoiul, noi luptăm așa împotriva sinuzitei, da, de mici copii. În țara noastră simți usturoiul în nas, în tramvaiul 41, cum te urci, pac, direct în nas, usturoiul. Bun, deci asta e. După 15 minute, acești oameni de știință de pe TikTok, da, și-au scos căței din nări, ea scapă ieftin, dar el are o reacție, face un balon uriaș de mucișori. Luca nu, asta, vezi, Luca mă provoacă de fapt să spun asta, pentru că Luca se preface că nu înțelege. Și se încruntă la mine și ce, ce face din un balon de mucișori, mă. Da, dar nu că înțeleg, dar chiar mă uit să fiu atent. Da, e un eufemism, spun balon de mucișori. De ce? Nu pot să spun. Este... Ok. Deci, da, și dacă asculți, atât face și poc când se sparge. Zafi pe cale să leșine. 8,9 milioane de vizualizări. Dacă vă întrebați cum să devii faimos pe TikTok, faci-o de asta. 8,9 milioane de vizualizări ieri. Autorii experimentului sunt de părere că ei astfel își curăță sinusurile și consideră că balonașele sunt dovada. Uite, s-a curățat sinusul. Mă înțelegi? Deci ăla când îi scoate... Da, medicii spun că este o prostie îngrozitoare. Zaf a fost suficient de descriptiv. Hai asta, de capul meu. Deci colegul Zaf, el nu apreciază deloc astfel de lucruri. N-ai mâncat azi, nu? Nu. Special n-am mâncat, a văzut ce vreau să, despre ce vreau să vorbesc și a zis, eu nu mănânc, gata. Deci medicii spun că e o prostie, că de fapt e vorba de o reacție inflamatorie la uleiurile iritante din căței de usturoi. Ca și cum ți-ai pune picături de mușdei în nas. Ce ai face, bă? Da, deci dacă faceți asta suficient de des, o să vă pricopsiți cu o dermatită de contact de toată frumusețea, zice da, medicul. Da, uite câte view-uri avem. Bă, dar pe de altă parte, poate că n-ar trebui să facem astfel de avertismente, nu? Adică dacă există, e ca avertismentele alea pe sticlele de clor, să nu beți. Da, da, da. De ce? Nu știu, adică dacă există oameni care cred că își pot curăța sinusurile înfingându-și căței de usturoi în nări, poate că ar trebui să-i lăsăm. Și să-i încurajăm, să-i vedem pe străzi, prin magazine. Bravo, moșule, ești cel mai tare. Mai încearcă, e cam vechi usturoi. Pune mai nou. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Adică dacă faci chestia asta și nu e în considerare ce spun medicii, nu e bine, spun medicii, nu e bine. Și tu zici, ba, eu știu mai bine. Nu, o să... Uite, hai, încearcă. Să vedem până unde poți să mergi. Ăștia au fiert și salată ca să adormă mai repede? Alții. Ăștia sunt alții? Nu că dacă mai fac vreo 2-3 de astea, bănuiesc că nu durează mult contul ăla. Aia cu salata măcar e inofensivă. Stai, mă, da? Cu salata ce poți să faci? Te hidratezi cu ceva care are un gust infect. Se întâmplă în viață să bei tot soiul de porcării, dar să-ți bagi căței de usturoi în nas... Asta e ceva cu... Ție ți-a venit asta în feed-ul de pe TikTok, că tu te ocupi cu mâncare, da, pe mâncare, TikTok. Da. Am fost acolo, usturoi. Garlic. Da. Cred că am dat like la o rețetă ceva cu usturoi și a zis, vrei garlic? Ia fii atent, garlic. Noi întrebuințări. O să-ți mai vină. Bine, 9:30, avem știri la Europa FM. Iulian Oghe cu noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.